Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă prezentăm meciul secolului. În colțul roșu, campionul României, Dani Mocanu. În colțul albastru, aroganța, prostia, falsa modestie și păcate amărâte. De ce stați ca soldați drepți în fața banului? Cum stă acuzatul în fața plutonului? Că de ușor vă vindeți și vă cumpărați. Nu aveți deloc mândrie de bărbați. Astfel nu vă mai luați că aveți destule. Păcat de voi că sunteți mari precum Hercule. La anii voștri sunteți tot la grădiniță, posesor de pantaloni care doarme în rochiță. Vă știți voi, nu mai dau nume, băiețași contrafăcuți. Aveți rolul de femeie în filme pentru adulți. Vă dați mari cu interlopii, dar nu vă băgăm în seamă. Știți că are Dănuț o vorbă, șmecher cu parfum de damă. Prima rundă câștigată fără probleme de Dani Mocanu. Urmează runda a doua. Să știți că nu dăm bine aerele de patroni. Visați limuzine când sunteți simpli pietoni. Ce curge printre degete pare să vă ajungă. Și stăpâniți frumos funcția de slugă. Astfel nu vă mai luați că aveți destule. Păcat de voi că sunteți mari precum Hercule. La anii voștri sunteți tot la grădiniță, posesor de pantaloni care doarme în rochiță. Vă știți voi, nu mai dau nume, băiețași contrafăcuți. Aveți rolul de femeie în filme pentru adulți. Vă dați mari cu interlopii, dar nu vă băgăm în seamă. Știți că are Dănuț o vorbă, șmecher cu parfum de damă. A doua rundă câștigată prin umilință de Dani Mocanu. Urmează refrenul. Vă știți voi, nu mai dau nume, băiețași contrafăcuți. Aveți rolul de femeie în filme pentru adulți. Vă dați mari cu interlopii, dar nu vă băgăm în seamă. Știți că are Dănuț o vorbă, șmecher cu parfum de damă. Final de meci. Învingător Dani Mocanu. Banderola rămâne la el.